Salutare prieteni, astăzi vom demonta acest separator de la Noarc, despre care am spus că este de o calitate îndoielnică, nu este proiectat pentru amperajul care este scris pe el, nu rezistă la nici măcar la 20-25 de amperi, mai vorbim de 32. Să vedem ce găsim înăuntru. Să sperăm că o să cedeze destul de ușor, să nu ne chinuie prea tare. Am reușit să-l separăm în două bucăți. Le vedem în continuare. Aceasta este partea cu neutru. Asta este partea cu faza. Să vedem. Să încercăm să le demontăm și mai mult atât. Ce găsim înăuntru. Acestea sunt clemele care ar trebui să țină siguranțele la prima vedere par să cupleze decent, dar acum vedem
se mișcă destul de ușor. Aici se poate observa că s-a topit. Acest separator a fost ținut foarte puțin, câteva luni. Acum 2-3 luni a fost ținut în tablou. Mi-a făcut numai probleme. După cum vedeți, în plastic gen petrol topite. Nu e mare. Și cam așa arată, o siguranță fuzibilă adevărată. Ceramică. Strânsă pe prin înfiletare, fer. Și acum să comparăm cu un plastic cu niște cleme arcuite, fără arcuri adiționale, fără nimic, pur și simplu niște cleme. Au și niște arcuri, văd aici. Da. Uitați-vă. Deci apare normal să intre așa. Credeți că ține 32 de amperi? Ce scrie aici? Cam asta despre separatoarele de la Nord. Măcar au avut bunosim să pună chestia asta pe unul. Dar nu știu, voi ați recomanda așa ceva cuiva vreodată? Ați recomanda așa ceva? Eu personal nu aș recomanda sub nicio formă așa ceva. 32 de amperi. O bune. Asta înseamnă 32 de amperi. În continuare, repet ceea ce am mai spus. Le aveți deja în tablou, scoateți-le, puneți în locul lor. Dacă să nu vă rămână spațiu liber, puteți să puneți niște descărcătoare pentru supratensiuni, pentru fulgere, pentru descărcări atmosferice, nu știu. Dar sub nicio formă nu mai puneți așa ceva în tablouri. Un anumit personaj le-a promovat intens. Din păcate, toată lumea s-a luat după respectiva persoană și ne-am umplut tablourile de chestii de genul. Aici se vede deja că e. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă urmăriți. Ne vedem într-un video următor.